Bună ziua! Acesta este o mică prezentare, un curs al sistemului Atlantean Crystal. Sistemul este fondat de englezul Jay Burrell și în colaborare cu Linda Colbert, ambii maestri Reiki. Este primit prin channeling sistemul de către Jay Burrell și asistat de către Linda Colbert. Ei doi colaborează și acum în mai multe sisteme, mai multe, au și un centru deschis. Puteți să găsiți pe internet dacă vă interesează detalii. Acest sistem, această inițiere, această activare, mai bine zis, nu este un sistem obișnuit de tip Reiki, de altfel nici nu este un sistem Reiki, este un sistem, în consecință nu este un sistem de vindecare. Deci asta nu este. Poate avea efecte ca efecte colaterale, secundare, efecte de vindecare sau de ameliorare a unor, eu știu, simptome. Dar este un sistem, un acordaj pentru evoluție spirituală, pentru vindecare spirituală, dacă vreți. Și în acest sens este o inițiere ezoterică. Fiecare dintre cei inițiați va primi exact ceea ce trebuie și poate și are acces să primească la acest nivel la care el se află în momentul acordajului. Vestea bună e că dacă primiți acordajul în momentul în care nu sunteți foarte, eu știu, nu ați lucrat foarte mult, la începutul evoluției noastre spirituale din această viață, asta nu înseamnă că ați pierdut partida și că nu o să mai, n-ați prins momentul potrivit pentru inițiere, pentru că această inițiere ajută pentru evoluția spirituală, la evoluție spirituală. Așadar, și inițierea rămâne acolo pe parcursul evoluției voastre, așadar veți primi cu atât mai mult pe parcursul vieții voastre, pe măsură ce mai ridicați vibrația, nivelul de conștiință, pe măsură ce lucrați. Ca o paranteză fiind spus, pentru că noi la care noi ne ocupăm de evoluție spirituală, de cursuri la distanță și în persoană, la sediu la noi și deci fiind domeniul nostru de interes și de acțiune cel mai important, vreau să vă spun și aș vrea să mă credeți și să pe cât posibil să încercați să țineți minte, să puneți în aplicare. Sau măcar să știți, ca să nu aveți surprize, dezamăgiri și așa mai departe. Evoluția spirituală nu se face ca un hobby, din când în când, când ne mai aducem aminte, când nu suntem prea obosiți, când avem chef, când e liniște în casă și nu e niciodată. Da? Deci ăștia spre texte. Sunt motive, dar nu sunt motive spre texte. Sunt motive care pot părea reale, dar sunt pretexte. Toată lumea e obosită, toată lumea are gălăgie în casă, de tuturor le urlă sirenele noaptea pe stradă și îi scot din meditație. Deci dacă nu faceți meditație zilnic, nu evoluați sub nicio formă. Așa, puțin, una în față, un pas în față, 15 în spate, da. Dar asta nu e evoluție, asta e un fel de hobby, cum am spus. Ei, dacă e un hobby pentru dumneavoastră, nu e nicio problemă, că nu e ceva greșit, adică nu e obligatoriu să evoluați spiritual, dar nici nu trebuie să fiți dezamăgiți sau să vă așteptați la nu știu ce rezultate, să vedeți în astral, să auziți, să, nu știu, comunicări din astea, adică nu trebuie să vă așteptați neapărat la așa ceva, pentru că astea sunt pentru cei care pot să le și primească, adică dumneavoastră n-ați sunat la un număr care este deconectat. Da? Pentru că știți că nu poate să răspundă nimeni din spatele firului, fiindcă nu există telefon conectat la fir. Și așa cum asta este o bună comparație pentru cum arată cei care nu se preocupă deloc de evoluția lor spirituală și totul este 3D și totul este așa, ce se vede în fața ochilor. Restul nu există.